cafeaua de dimineață, ne ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața la cafea. Cafeaua de dimineață, Mesagerul de Neamț, în direct pe site-ul Mesagerul de Neamț, pe Știri din Neamț, pe Facebook. Astăzi o emisiune, să-i spunem așa, un pic mai scurtă, un fel de blitz emisiune, sau emisiune blitz, pentru că sunt câteva lucruri care trebuie spuse, nu știu dacă și auzite, nu știu dacă și înțelese, dar ele trebuie spuse și trebuie să rămână, ca să nu avem vorbe, cum se spune, la proces. Astăzi va fi ședință la Consiliul Județean Neamț și exact așa cum anticipam aici la Mesagerul de Neamț, a fost introdus pe ordinea de zi a unei ședințe extraordinare amânată, pentru că vorba aceea se poate, proiectul privind studiul de fezabilitate, prefezabilitate, să-l ia cum o fi el, la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. Acum, dincolo de faptul că s-a discutat despre acest proiect în toate felurile, eu vreau să vă spun încă o dată câteva lucruri, să vă aduc un element nou. Elementul acesta nou ține de modul în care își bat joc de noi, cei care se ocupă, din punct de vedere birocratic și al conducerii, de Consiliul Județean Neamț. Am aflat ieri că ședințele pe comisii se țin pe WhatsApp. Adică consilierii, se presupune că citesc vreo 400 de pagini și își transmit observațiile sau propunerile de amendament pe WhatsApp. Se votează pe WhatsApp. Adică, așa. Dar acum, ieri s-a introdus pe ordinea de zi această poveste cu spitalul și, în paralel, consilierii județeni au primit o adresă de la Consiliul Județean. Domnule consilier, doamnă, domnule consilier județean, vă transmitem anexat încă un proiect, unu, cu paranteză, un proiect de hotărâre S2, cu care se intenționează a suplimenta ordinea de zi a ședinței extraordinare din data de 31, sens în care vă atașăm și dispoziția președintelui. Și acum urmează ceva foarte interesant. Facem precizarea că planșele, paranteză ca să înțeleagă și consilierii, probabil, partea desenată. Deci planșele, adică partea desenată, închidem paranteza, aferente proiectului de hotărâre S2 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru un obiectiv de investiții de interes public județean, adică nu pentru spital, un obiectiv oarecare, pot fi studiate, virgulă, așa cum prevede legea, virgulă, la sediul Consiliului Județean Neamț, parter, camera 17, în cadrul serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor Consiliului Județean și publicarea monitorului oficial. Adică, planșele, dacă vrea să le vadă un consilier care participă la ședință online, trebuie să ducă la Consiliul Județean, la camera respectivă, să le vadă. Nu le poate vedea tot poporul, că or fi secret, o fi vreun buncăr acolo, antiatomic, sau cine știe ce o fi, sau e secretă cafeneaua care se face la viitorul spital. Și un consilier care trebuie să voteze da sau nu la acest proiect, primește proiectul online, ședința se ține online, dar trebuie să ducă, ca să vadă planșele, trebuie să ducă la sediul Consiliului Județean. O mai mare bătaie de joc
la adresa consilierilor cărora li se spune că planșele reprezintă partea desenată, așa cum era, țineți minte, în cel mai iubit dintre pământeni, cu cosorul, partea lemnoasă și partea osoasă. Aici, planșele sunt partea desenată. O bătaie de joc mai mare la adresa consilierilor și prin ei la adresa locuitorilor acestui județ nu există. Este o nesimțire totală să discuți despre un asemenea proiect în ședințe online. Este o nesimțire totală să faci ședințe extraordinare cu proiecte care nu au acest caracter. Este o resemnare totală din partea consilierilor care au cedat în fața mârlăniei și a nesimțirii. Acestea fiind spuse, vreau să mai adaug că nu întâmplător am făcut legătura cu cel mai iubit dintre pământeni, pentru că ne întoarcem în vremurile acelea. Scrii ceva ce nu-i place șefului, ai belit-o. Scrii ceva ce nu înțelege șeful, la fel. Nu înțelege multe, dar asta e altă poveste. De întoarcem la vremurile acelea. Nu ai voie să vezi lucruri care te interesează, nu ai voie să întrebi. Dacă întrebi, ți-o iei în ședință, așa, ala grumăzești, pac, pac. O să spuneți, dom'le, chiar așa? Chiar așa. Un consilier județean are dreptul, are obligația să informeze și are dreptul să afle orice informație din Consiliul Județean. Orice informație. S-a ajuns până într-acolo încât consilierii județeni trebuie să facă cerere ca să li se dea informații. Și în momentul în care în ședință îndrăznește unul să spună ceva, sare doamna secretar și spune, domne, astăzi le trimitem. Dar de ce? După atâta timp? Pentru că pot, pentru că nu-i interesează și îi doare în lege. Cum legea pentru ei este pusă în spate, vă dați seama unde îi doare. Asta e. Deci, astăzi vom avea o ședință în care se va vota online pentru noul spital, se va vota online pentru o reabilitare de 40 ceva de milioane la Consiliul Județean, pentru că nu e așa, se poate, legea permite. O să spuneți, dom'le, ai ceva cu Consiliul Județean? Da, dar am și cu primăria Piatra Neamț, care face ședințe hibride. Dom'le, mașini hibride, înțeleg că suntem pe trend. Ce înseamnă ședință hibridă de Consiliu Local? Adică, proștii vin la ședință, și sunt vreo 2-3 care sunt hibrizi. Adică stau acasă cu o cafeluță, cu un șprițuleț, cu o fripturică, cu o înghețată, dacă e cald, și votează de acasă. Păi nu vă supărați. Dacă chestia asta numită Consiliul Local și ședințe vă este prea la neîndemână, ce-ar fi să stați voi acasă și să lăsați locurile altora? Nici măcar nu mai pot să spui că este rușinică. Este același lucru. Nesimțire, nepăsare și un pic de, cum să vă explic eu, adică ce? Dacă legea permite. Și apoi fără mine nu există majoritate. Și dacă nu există majoritate, păi sunteți la mâna mea dreaptă dacă mâna stângă e ocupată. Cafeaua. Cam așa stau lucrurile. Nu este nicio deosebire între ședința online de la Consiliul Județean și ședința hibridă de la Primăria Piatra Neamț. Nici una. Sub nicio formă.
Ah, le permite legea. Foarte frumos. Păi dar ce ar fi să nu mai faceți deloc ședințe? Mimați-le. Le mimați. Și așa este în mare măsură mimă la aceste ședințe. Poate în loc de ședințe, pe online ați putea chiar să jucați mima. Și ar fi interesant să vezi cum se joacă mima între consilierii județeni și consilierii locali. Dacă nu știți cum se joacă mima, rezolvăm și problema asta. Dacă tot am ajuns în zona primăriei, un al doilea subiect pe ziua de astăzi, un subiect care recunosc că pe mine m-a surprins în totalitate. Nu știu dacă și pe alții, dar puțin mă interesează dacă și pe alții. Am aflat, și caut acum comunicatul, dacă reușesc, am aflat că primarul Andrei Carabelea va participa în India la un program Gen Next Democracy în perioada 5-14 septembrie. La invitația excelenței sale, domnul Rahul Srivastava, ambasadorul Indiei în România. Eveniment organizat de Consiliul Indian pentru Relații Culturale, ICCR, și o firmă din New Delhi, India. Programul își propune să aducă împreună lideri și reprezentanții ai instituțiilor statului din 75 de țări democratice în vederea cunoașterii îndeaproape a dezvoltării economice, politice și culturale a Indiei, rețineți, din ultimele decenii și interacțiuni cu instituții și persoane care sunt direct implicate în proiecte actuale de dezvoltare a țării. În traducere, n-aș vrea să fiu foarte, foarte așa, e un fel de excursie pe care ți-o fac indienii ca să își promoveze țara. Țările participante la această ediție a programului sunt Austria, Austria e o țară interesantă, Costa Rica, parcă pe acolo se refugiau unii de-ai noștri, e bine să-ți faci relații, Grecia, și acolo e bine, ați văzut că nu extrădează, Coreea de Sud, nici nu mai discutăm, un pic de Samsung, un pic de chestii de genul ăsta, România, adică ai noștri, și Australia. Iar vizita va include mai multe sesiuni și conferințe despre parcursul democratic de până acum al Indiei, cultura și civilizația indiană, dar și a aniversarea a 75 de ani de la independența Indiei. Dom'le, e frumos. India este o țară mare, avem și noi reprezentanți din India pe la noi, chiar mulțișori, e o țară care se dezvoltă, are un vecin care se ceartă Pakistanul, deci, na, au caste, ceea ce este interesant, adică ăia care hotărăsc sus, ultimii, ulimea, sunt ăia care muncesc și n-au drepturi, e o țară interesantă, poți învăța foarte multe lucruri de acolo. Acum, n-aș vrea să fiu foarte, 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 foarte descriptiv, dar aș vrea să vă spun ce se întâmplă în perioada 5 februarie, 14-15 februarie, lucruri care s-ar putea să-l intereseze, sau ar trebui să-l intereseze, îl interesează sigur, pe primarul municipiului Piatra Neamț. În primul rând, dacă nu mă înșel, să-mi spune cineva dacă mă înșel din redacție, pe 5 septembrie începe școala. Așa este? Așa este, da? Deci pe 5 septembrie începe școala la Piatra Neamț. Ceea ce înseamnă că, sigur, vom avea o situație mai specială. Nu că ar trebui primarul să stea să dirigeze circulația, dar
avem niște șantiere în lucru, mai sunt și probleme pe la școli, dar sunt sigur că le va rezolva domnul Lehăduș, care preia atributele de primar pentru o săptămână, două săptămâni, cam pe acolo. Pe 6, și asta încerc acum să găsesc, dacă reușesc, pe 6 septembrie, la București, nu la New Delhi, are loc un eveniment care se cheamă România viitorului, organizat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, unde, nota bene, îl avem pe domnul Burduja, nu Marinel, Sebastian, dar Burduja, ca ministru, un proiect menit să susțină o nouă abordare în domeniul cercetării, inovării și cunoașterii. Deci un domeniu nou. E adevărat, nu se compară cu istoria Indiei și a dezvoltării Indiei, dar e și ăsta până la urmă ceva. El va avea loc la București și în cadrul acestui eveniment, sper să reușesc până la urmă să mă descurc cu aceste documente, Agenția de Dezvoltare Nord-Est, da, asta de la noi de aici, deci asta de la noi de aici, va lansa două rapoarte realizate în cadrul inițiativei RoStartup, Starting Up România și Scaling Up România. Lansarea rapoartelor face parte, cum vă spuneam, din evenimentul România viitorului, așa, în parteneriat cu Ministerul Cercetării, Agenția, cum am spus, Banca Mondială, niște amărâți acolo, Comisia Europeană și Universitatea Politehnică București. România viitorului va aduce împreună reprezentanții instituțiilor de cercetare, dezvoltare, a universităților și fondatori de start-up-uri. Deschiderea evenimentului va fi făcută de către domnul prim-ministru Nicolae Ciucă. Bănuiesc că ne va reprezenta acolo tot domnul Lehăduș, în numele domnului primar. Dacă ne va reprezenta cineva, pentru că acum, pe de o parte, ar trebui totuși să fim serioși, să ne cunoaștem locul. Acolo se vorbește despre inovare, dezvoltare. Noi trebuie să ne cunoaștem locul nostru. În cadrul acestui eveniment va avea loc sesiunea finală de pitch-uri a participanților la acceleratorul internațional Rubik Garage, organizat de Rubik Hub. Păi cum să nu fie acolo? Este un eveniment important. Poate merge mesagerul acolo. Mulțumim, domnule Asandei, pentru invitație. Are loc și premierea piciorilor acolo. Și multe alte lucruri. Lansarea oficială, are loc și un speech al domnului Burduja. Cred că primăria Piatra Neamț ar fi trebuit sau trebuie să fie acolo. Probabil că va fi prin cineva. Tot în perioada asta se desfășoară, ar trebui să se întâmple niște lucruri importante cu începutul șantierilor pe celebrele coridoare de mobilitate. O să spuneți, domne, sunt aici oameni care se pricep. Da, sunt, e adevărat. Dar parcă mă simțeam mai în largul meu și mai în siguranță când știam că este primarul la butoane în perioada asta atât de aglomerată. Așa cum sunt eu mai sperios. Da. Ne oprim aici cu subiectul ăsta și să mergem mai departe. Vine o duhoare dinspre zona Târgu Neamț. Nu e duhoarea obișnuită. Nu. Nu. Vine o duhoare pentru că acolo un personaj a călcat pe ceea ce credea că este un mușuroi de furnici, dar sub el era o balegă mare. Personajul
este directorul de la spital, care nu este sub nicio formă un erou pozitiv în adevăratul sens al cuvântului. Este un director de spital care încearcă să își managerizeze instituția și nu prea are pârghiile necesare. Ei, noi am scris ce a fost acolo, s-a făcut un meeting împotriva lui cu vreo 40 de persoane scoase cu forța de prin birouri, s-a făcut un meeting pentru el cu vreo 100 de persoane, nu știm dacă au fost aduse cu forța sau nu. Cert este că la vremea respectivă nimeni n-a scris nimic în afară de mesagerul. Acum, pe niște căi pe care noi le știm, da, au început să apară în presa centrală niște materiale care nu mai dau în manager, că au văzut că ăsta nu se întoarce și merge înainte. Până la urmă e chirurg, îl doare undeva, dacă nu mai este manager al spitalului din Târgu Neamț. Se duce și își face treaba. Dacă celălalt dinainte a scăpat și de DNA cu o condamnare oarecare, o să scape și ăsta. Materiale în care este acuzat primarul că nu îl dă afară pe domnul manager. Este o presiune subtilă făcută, sau mă rog, subtilă, așa cred aia care o fac că e subtilă, și dacă vrei să știi cine și cum se ocupă cu așa ceva, este suficient să intri pe prezentare, pe paginile de Facebook, cum se cheamă, ale celor care conduc publicațiile respective, să vezi cu cine este prieten din județul Neamț. Foarte interesant. După care să vezi cum se diseminează acele materiale și cine le împarte. Și o să-ți dai seama ce și cum. Și o să-ți dai seama că ceea ce spuneam noi zilele trecute, că sunt subiecte la care se dau mâna, voluntar sau involuntar, pe cercuri de interese, își dau mâna partidele importante. Un asemenea subiect este la spitalul din Târgu Neamț. Vă promit că revenim asupra lui. O spune cineva, dom'le, dar de ce îl susțineți pe manager? Nu susținem pe manager. Nu îl susținem pe manager. Atâta timp cât avem date care demonstrează că managerul nu își face treaba, le publicăm în secunda 2. Dar să fie date, nu vorbe. Să fie lucruri concrete. Cu vorbe a fost condus spitalul din Târgu Neamț foarte mult timp. Cu concursuri aranjate, cu concursuri ilegale, iar acum când se face un concurs, pentru că așa prevede legea, toți cei care au ocupat locurile cum le-au ocupat, se simt lezați în amorul lor propriu și în demnitatea lor de târgoveț. Cam asta e, că se simte dinspre târg, cum vă spuneam, ceva. Ne oprim aici, vă dorim o zi plăcută, frumoasă și numai bine. Iarăși ne taie, iarăși mă taie domnul Bogdan. Probabil că nu mai suportă nici el ce se întâmplă în jurul lui. Mulțumesc frumos, la revedere!